Decebal a condus Dacia între anii 87 și 106. Aceasta a fost perioada de maximă înflorire a regatului Dac, cu toate că Dacii au purtat mai multe războaie cu Imperiul Roman. Sub domnia lui Decebal, regatul Dacii se întindea în Transilvania, Banat, Oldenia, centrul și sudul Moldovei. Potrivit istoricilor, Decebal s-ar fi născut undeva între anii 55 și 60 după Hristos și a ajuns în fruntea Daciei în anul 87 după ce puterea i-a fost oferită de bunăvoie de către regele Duras. Moartea lui Decebal în anul 106 a dus la încheierea războaielor sângeroase dintre Daci și romani. Dar există multe curiozități pe care cei mai mulți nu le știu despre acest mare rege Dac, curiozități pe care le vom vedea în clipul de astăzi. Decebal a fost un rege Dac, dar și un rege roman. Surprinzător? E bine, ideea că Decebal a fost un rege dac este foarte clară și este repetată de nenumărate ori pretutindeni. Mai rar și doar în lucrările academice se menționează că Decebal a fost și un rege roman, cu toate acestea, a fost într-adevăr chiar de două ori într-un fel. Pe de o parte, când Decebal a devenit rege, Dacia era deja un stat sub influența Romei, această situație s-a stabilit cu aproximativ 20 de ani înainte de războaiele dintre Decebal și Traian. Ca urmare, Dacia era într-o alianță cu Roma, asemenea fostului regat al Traciei, care era de asemenea sub influența Romei, la fel ca și alte teritorii controlate de Roma, cum ar fi Egiptul, Pontul și Bosforul Cimerian. Prin urmare, Decebal a fost de asemenea, considerat un rege roman. În plus, după ce a fost învins în primul său război cu Draian, Decebal a venit să ceară pacea, istoricul Dio Cassius afirmă că el a îngenunchiat, iar columna lui Traian îi prezintă în genunchi pe alți lideri daci, în timp ce Decebal stătea în picioare în spatele lor. Și surprinzător, Traian nu doar că i-a acordat pacea, ci i-a recunoscut din nou titlul de rege, titlu pe care, din punct de vedere legal roman, îl pierduse atunci când s-a răsculat împotriva aliaților săi romani. Acest titlu, desigur, Decebal l-a deținut doar până la noul război pe care l-a pornit împotriva împăratului Traian, În esență, în afară de acest fapt, este clar că, deși Decebal a fost indiscutabil un rege dac, el a fost și un rege roman într-un sens evident. Cum a ajuns regele al daciei? Puterea i-a fost cedată de bunăvoie lui Decebal în anul 87 potrivit relatărilor unor istorici antici de către regele Duras iar decizia a permis astfel reorganizarea și întărirea statului Dac. Decebal ar fi fost fiul regelui Scorilo potrivit interpretării date de istorici unei inscripții descoperite în dusa Regia. Este vorba de un vas, probabil unul de cult, ștanțat cu inscripțiile Decebal Sper Scorilo scrise cu litere latine. Istoricul Hadrian Daicoviciu a tradus inscripția prin Decebal fiului Scorilo. Într-adevăr, cuvântul per, înrudit cu latinescul puer, are în limba tracodacilor înțelesul de fiu ca de pildă în numele Zuper. Alfabetul grecesc e înlocuit cu cel latin. Pe marele vas de cult descoperit la Sarmizegetusa, inscripția Decebavus per Scorilo e redactată în limba dacilor, dar cu litere latine, constată Hadrian Daicoviciu în volumul Dacii din 1965. În ceea ce privește modul cum ar da regatului Decebal în vremea acestuia, din punct de vedere al teritoriului, regatul Dac a cuprins Transilvania, Banatul, Oltenia, centrul și sudul Moldovei, fiind considerat mai puternic și mai bine organizat decât în vremea regiului Burebista, chiar dacă era mai puțin întins. Granițele statului Dac erau la sud și la vest Dunărea, la est Prutul și Dunărea, Dobrugea fiind influența romană, iar la nord Tisa și Prutul. Capitala era la Sarmizegetusa Regia, în munții Orăștiei. Statuia lui Decebal Deși a decedat acum aproape 2000 de ani, spiritul lui Decebal nu a dispărut, fiind renviat în ultimii ani în România. Poate că acest lucru este cel mai evident dacă privim sculptura colosală care reprezintă chipul lui Decebal din județul Mehedinți. Proiectul acestei sculpturi care reprezintă chipul lui Decebal i-a aparținut omului de afaceri Iosif Constantin Drăgan. Acesta a ales stânca în care urma să fie sculptat chipul înaltă de peste 120 de metri situată în zona porților de fier. Unul dintre motivele alegerii acestui loc este faptul că tabula Traiana, un memorial al cuceririi romane din Dacia, se află pe partea opusă a fluviului. Lucrările de realizare a sculpturii au început în 1994 după ce terenul a fost cumpărat de Dragan. Munca trebuie să fi fost o reală provocare pentru cei care lucrau sub îndrumarea sculptorului italian Mario Galeotti. Înainte de începerea lucrărilor, specialiștii au prelevat mostre pentru a stabili calitatea rocii, iar apoi au întocmit schițele după care urma să fie realizată sculptura. Deoarece locul ales pentru realizarea sculpturii era greu de accesat, a fost nevoie de bărci pentru a transporta echipamentele necesare pe șantier. Mai mult, lucrătorii trebuiau să se cațere pe schele înalte să poată ciobli piatra. Aceasta era o sarcină dificilă și periculoasă care necesitau o jumătate de oră în fiecare zi. În următorii 10 ani, muncitorii au lucrat timp de 6 ore pe zi în două schimburi din martie până în octombrie. Cu ajutorul dinamitei au fost aruncate în aer bucăți mari de stâncă, în timp ce munca de finisare a fost făcută cu ajutorul unor ciocane și târnăcoape pneumatice. În primii șase ani s-a executat profilul de bază al sculpturii, apoi alți patru ani s-a lucrat la finisare și la detaliile minore. În 2004 a fost terminată placa aflată sub sculptură. Pe aceasta se află o inscripție latinească, Decebalus Rex Dragant Fecit, care înseamnă regele Decebal făcut de dragan. Cum a primit numele Decebal? Istoricii susțin că numele Decebal înseamnă cel curajos sau cel puternic. Regele Dac s-a numit Diurpaneus înainte ca faima cucerită în războaiele de la Tapae să-i aducă acest supranume. Unul dintre aceste războaie a fost purtat cu armatele împăratului Domitian, conduse de generalul Fuscus. În anul 87, romanii au trecut Dunărea, dar au fost opriți la Tapae în urma unei ambuscade plănuite de Decebal. Istoricii susțin că aproape toți soldații din legiunea v a V-a Ludae au fost uciși împreună cu generalul Cornelius Fuscus. Înainte de această bătălie, Decebal, văzând numărul mare al forțelor armate romane, a propus încheierea unui tratat de pace, însă a fost refuzat. Istoricul Vasile Prvan, în volumul Getica din 1926, a scris Atunci a trimis o nouă solie cu înștiințarea că de vor cere romanii pe viitor pace nu o va da decât în schimbul unui tribut de doi oboli pe an de fiecare cap de roman din Imperiu. Se pare că Fuscus a luat atunci insulta asupra sa și că a intrat pe cât de furios, pe atât de imprudent în Dacia spre a pedepsi pe Decebal. Având un astfel de temperament, înțelegem cum Fuscus a putut fi atras în cursă și sfârmat de cumintele, socotitul și plinul de resurse strategice de Decebal al Dacilor. Steagurile și prada cucerite de la romani, acum se va fi prăbădit întreaga legio 5-a ludaie, furăduse, știm sigur acest lucru de la Cassius Dio, nu la Sarmizegetusa, ci în alte burguri din munți. Decebal a construit o mulțime de cetăți. Fortificațiile dacice au fost până la Decebal în imensa majoritate bazate pe tehnici străvechi de fortificare, valuri de pământ și șanțuri de apărare. Toate au fost făcute cu o extrem de inteligentă folosire a terenului, chiar și pantele mici fiind bine fortificate însă Decebal a construit o adevărată rețea de cetăți cu ziduri din piatră puternice destinate unei rezistențe admirabile în fața oricărei armate. Pentru romanii conduși de Traian, situația a fost unică, niciodată în istorie nemai existând o asemenea situație de război în care legiunile să fie nevoite să înainteze printre munți apărați de șiruri de cetăți și alte fortificații. Ce este paradoxal, sau poate la aproape 2000 de ani de la evenimente chiar hazliu, este faptul că aceste cetăți și întărituri dacice au fost realizate și cu sprijinul direct al romanilor care au dat bani și ingineri Daciei ca stat clientelar roman spre a-și întări apărarea în fața vecinilor. Ce este straniu aici? E bine, faptul că aceste fortificații moderne sunt realizate de decebal strict în jurul centrului politic și religios, se pare, al Daciei. Logica ar fi cerut așezarea lor în primul rând pe frontiere. Deși există și asemenea cetăți, ele sunt rare și comparativ cu cele din țara Hatzegului slabe. Altfel spus, resurse uriașe au fost cheltuite strict pentru fortificarea zonei centrale a Daciei în vreme ce apărarea țării a fost neglijată provinciile de la granițe fiind practic deschise oricărui atac dușman. Cum a murit Decebal? Scena dramatică a morții lui Decebal a fost ilustrată pe columna lui Traian, Fresca îl înfățișează pe acesta înconjurat de ostași romani în timp ce își taie gâtul cu un pumnal. Degebal știa bine că după ce totul a fost pierdut, urma să fie târât în robie să participe la triumful împăratului învingător. Mândria lui nu suporta o asemenea rușine și de aceea a preferat să-și curme singur viața. Cena a fost relatată chiar și de istoricul latin Diocasius. Când a văzut Decebal că scaunul lui de domnie și toată țara sunt în mâinile dușmanului, că el însuși este în primejdie să fie luat prizonier, își curmă zilele. Capul său fu dus la Roma, relata istoricul latin Diocasius. Despre locul unde s-ar fi petrecut evenimentul se știe mai puțin. Unii istorici plasează sinuciderea în apropierea cetății Sarmizegetusa Regia, iar o legendă spune că aceasta ar fi poiana omului din munții orăștiei. Situația tezaurului lui Decebal S-a discutat mult despre valoarea acestui tezaur. Un minimum acceptat este de 165 tone de aur și 330 de tone de argint. Întrebarea este, de ce a stat Decebal pe o asemenea comoară în loc să o folosească în război? În timpul războaielor romane, costobocii și carpii, fără a mai vorbi despre alte triburi mai mici, nu au intrat în război nici de partea lui Decebal, nici de partea lui Traian. Este limpede că aurul și argintul lui Decebal i-ar fi convins să intre în luptă, iar intervenția lor ar fi putut fi hotărătoare. Cantitățile respective gigantice ar fi ajuns nu doar pentru aducerea în război a triburilor amintite, dar și a germanicilor și a șarmaților din alte părți. Altfel spus, Decebal a avut la îndemână o unealtă hotărătoare pentru a câștiga războiul, dar nu a folosit-o. De ce? Una dintre explicațiile propuse este aceea că preoții dacilor aveau controlul comorii și au refuzat cheltuirea ei, fie din motive religioase, fie dintr-un conflict cu Decebal. Este evidentă lipsa de logică a acestei explicații dat fiind că și de ar fi fost a preoților acea comoră, știau și ei foarte bine că odată ajunsă la romani, aveau să o piardă în întregime. Ca urmare, pricina păstrării acestui tezaur în plin război pe viață și pe moarte este de fapt o uimitoare taină. În concluzie, perioada de domnie a regelui Decebal asupra Daciei între anii 87 și 106 a reprezentat un moment de maximă înflorire a regatului Dac, marcându-se prin alianța și ulterior rivalitatea intensă dintre Dacia și Imperiul Roman. Cu toate că a condus cu mândrie și curaj în timpul războaielor cu romanii, Decebal a fost și un rege roman într-un sens inedit datorită influenței și relațiilor diplomatice cu Roma. Construind o rețea solidă de cetăți cu ziduri de piatră, Decebal și-a consolidat puterea în centrul Dacii, chiar dacă această strategie a atras întrebări cu privire la protejarea granițelor țării. Moartea sa tragică, prin sinucidere pentru a nu cădea în robie în timpul cuceririi romane, l-a transformat într-o figură legendară, iar misterul le de motivul păstrării Marii Comori a Daciei în timpul războaielor rămâne o enigmă intrigantă în istoria antică a țării noastre. Acesta a fost episodul nostru. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să te abonezi la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Vă doresc o zi extraordinară!